Hello, hello și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Gabriela din Londra și în vlogul de astăzi mergem la Tower Bridge ca să vă arăt un loc secret și nu este vorba despre docurile St. Catherine's, locul acela cu iahturi în care am filmat în urmă cu 3-4 vloguri. Este vorba despre cu totul și cu totul altceva. O să mergem foarte fain prin Hayes Gallery, după care vom merge pe drumul Reginei între London Bridge și Tower Bridge și apoi vom coborâ pe malul Tamisei, care este la reflux, ca să vedeți un loc secret de unde puteți admira Tower Bridge. Până ajungem acolo, vreau să filmez câteva cadre cu această gară superbă care a fost inaugurată în anul 1836. Din câte știu, este singura gară în care, în locul pianului, este o orgă. Gara este imensă, dar este foarte bine semnalizată. Nu aveți nicio problemă de orientare, nu aveți cum să vă rătăciți. Chiar dacă ajungeți în zona aceasta de unde pleacă trenurile. Este o zi superbă astăzi în Londra. Să vă spun sincer, aveam de gând să mă duc direct acasă. Vreau să fac o ciorbiță de legume și sărmăluțe de post. De vreo două zile mă gândesc la ele, dar azi, văzând cât e de frumos afară, am zis, haideți să mergem să vă arăt un loc secret. E prea frumos ca să stau în bucătărie. Așa arată gara London Bridge la exterior. Și dacă nu v-a plăcut oferta cu mâncare din gară, puteți veni la acest pub, e chiar lângă gară. Arată foarte bine. Vă spun sincer că eu nu am fost niciodată aici, dar de câte ori am trecut pe lângă el, i-am admirat decorul. Vis-a-vis de gară este aici galeria, pe aici o să mergem și noi. Este o galerie foarte cunoscută, probabil că mulți dintre voi ați fost aici. E plin de restaurante și terase și de locuri unde vă puteți face fotografii. Aici, în centru, este o fântână arteziană în formă de navă. Văd că în acest moment nu funcționează, dar o putem admira chiar și așa, aflată în pauză. Lucrarea se numește The Navigators, Navigatorii. Este lucrată de David Camp în anul 1987. Când funcționează, vâslele acestea se rotesc și apa face valuri. Am găsit o plăcuță informativă. Scria că toți banii care sunt aruncați în această piscină, în această fântână, vor fi adunați și folosiți în scopuri caritabile. Vedeți că pe acolo, pe la margine, se văd monezi. Nu sunt foarte multe, dar sunt ceva. Zona este plină de clădiri pentru birouri. Și din acest motiv sunt multe terase amenajate pentru cei care lucrează în zonă, ca să ia masa de prânz. Uitați-vă cât de frumos se deschide. Aici am ieșit din Hayes Galleria și se văd clădirile înalte din centrul Londrei. Iar drumul Reginei este ăsta. Mergem și noi pe el. Asta în dreapta este Hayes Galleria. În stânga este Tamisa. Și chiar aici este andocată nava de război Belfast.
Se numește așa pentru că a fost construită chiar în orașul Belfast. A participat la cele două războaie și la războiul din Coreea. Din păcate nu a avut o viață prea lungă, a fost avariată foarte repede. Astăzi este transformată în muzeu și a fost expusă aici, în centrul Londrei, pe Tamisa, ca o mândrie. Pentru că, din punct de vedere tehnic, la vremea aceea a fost o mare realizare. Să știți că merită să o vizitați dacă ajungeți aici. Are 9 punți și vă puteți plimba prin ce cotloane doriți. Foarte interesant. Ne continuăm drumul. E plin aici de terase cu vedere către Tower Bridge. Cu mențiunea că e nevoie să vă faceți rezervare, mai ales seara. Aici e superb, dar nu găsiți locuri libere. Falesa aceasta este plină de turiști și de oameni care lucrează în zonă. Și cu toate astea este foarte liniștită. Asta e zgomotul natural al orașului. Suntem în centrul Londrei. În dreptul navei, Muzeul Belfast, este și o terasă sus la etaj. Cred că se vede foarte plăcut de acolo. Da, uitați-vă și aici spune că sunt 9 punți pe care le puteți vizita. Le-au și numerotat. Foarte interesant. S-a și încălzit destul de bine. Cred că sunt deja 16 grade. Abia aștept să termine cu frigul ăsta. Am avut o primăvară foarte friguroasă și pluioasă. Toată lumea face fotografii. Îmi place foarte mult drumul ăsta al reginei. Fiecare își vede de treaba lui. N-are nimeni nicio treabă cu tine. Câtă lume își face fotografii cu Tower Bridge. Este un obiectiv turistic emblematic pentru Londra. Aici pe panou ne spune că no cycling here. Adică nu avem voie să mergem cu bicicletele. Este faleză numai pentru pietoni. Dacă ajungi aici cu bicicleta, trebuie să te dai jos, mergi pe lângă ea. Construcția podului Tower Bridge a început în anul 1886, în luna aprilie, și de-a lungul timpului, până în anul 1976, au tot fost făcute lucrări. Este cel mai mare pod mobil. Știți că pe la jumătatea podului se ridică pentru a face loc embarcațiunilor cu gabarit depășit. Până în anul 1976, podul bascula folosind un sistem similar locomotivelor cu aburi, după care a fost modernizat și s-a introdus un sistem hidraulic.
Ce zi frumoasă! Vedeți, Tamisa este la reflux. Hai să mergem mai departe. Să ne plimbăm până la locul secret pe care l-am descoperit văzând, la un moment dat, niște fotografii și nu înțelegeam cum au reușit să fotografieze Tower Bridge din acel unghi. Păreau cumva făcute de pe apă. După care mi-am dat seama că Tamisa, având flux și reflux, când este la reflux, se retrage destul de mult, astfel încât să poți coborâ pe malul Tamisei. Dar nu găseam drumul, cum ajunge acolo. Și asta o să vă arăt acum. Lăsă-mi o înghețată. Na, mi-am luat o înghețată, asta e înghețata mea preferată. Dacă s-a făcut așa de cald, o mănânc aici, la baza podului. E chiar foarte bună. La baza podului este o terasă minunată. Superbă e. La început, când exploram orașul, îmi plăcea tare mult să mă opresc pe terasa asta. Îmi luam o cafea și mă uitam la Tower Bridge. Trecem de terasă și intrarea secretă care vă duce pe malul Tamisei este asta de pe colț. Asta. E chiar lângă terasă. Pe aici intrăm fără teamă, căci e acces public. Scările sunt un pic abrupte, trebuie să aveți grijă cum coborâți. Ia uitați ce frumos se deschide. Fetele își fac fotografii, multă lume vine aici la fotografiat. Este un loc ascuns, foarte puțin cunoscut, mai ales de către turiști. Când vine fluxul, apa urcă până la nivelul balcoanelor și a ferestrelor. Zidurile astea sunt vechi de 200-250 de ani, poate și mai mult. Ia să vedem ce-i pe aici. Ce bine a rezistat lemnul. Dacă el până și în ziua de azi mai face parte din structura asta în care de rezistența a falezei, sprijină faleza. Foarte interesant. Dacă aveți norocul să prindeți și reflux și când podul se ridică, puteți faceți chiar că fotografii și filmări unice. Se simte o energie foarte plăcută aici. E cumva ciudat că în partea cealaltă, deci în partea dreaptă a lui Tower Bridge, este o aglomerație de neimaginat, iar în partea asta este un loc aproape necunoscut turiștilor.
O să mergem și aici, așa pe faleză. O să vă arăt niște locuri foarte interesante. O să vă placă, sigur, sigur. Foarte, foarte plăcut pe aici. Pe aici este și nisip, și pietre, și lemn, și apă, și foarte multă energie pozitivă, pentru că cei care ajung aici zâmbesc, le place și lasă aici puțin din starea lor bună. Wow, ce frumos e. Iată și căutătorii de comori. Îți trebuie autorizație ca să deții detector de metale și să vii pe malul Tamisei când este la reflux, să cauți bijuterii sau monede sau ce știu eu ce obiecte metalice care au valoare mare. Și acum urcăm și ne continuăm drumul. Mai avem de văzut locuri frumoase, încă nu ne întoarcem. Aici suntem avertizați că suntem filmați cu camere de supraveghere non-stop. Și să avem grijă că este pericol de nec dacă ne avântăm la adâncime. Ne pune anunțuri ca la copii. Nu vă băgați în apă, aveți grijă să nu rămâneți blocați. Vedeți că sunteți filmați, pentru că aici îi poți da în judecată pentru orice. Și atunci te agasează cu anunțuri din astea banale. Aici ne spune că dacă am rămas încuiați, să sunăm la numărul de telefon afișat. Porțile se închid, cred că la 10 seara, cam așa. Ok. Și pe aici, pe lângă florărie, este aleea care dă sus pe faleză și alți oameni care își fac fotografii. Am băgat viteză ca să nu-i deranjez. Și de aici, iarăși, avem un punct de vedere foarte frumos. Multă lume știe Tower Bridge, mulți l-au vizitat mergând pe el, dar câți l-au vizitat de jos, de pe malul Tamisei. Și aici, pe faleză, foarte liniște este. E plin de restaurante foarte bune, față de zona cealaltă, unde este foarte aglomerat și foarte scump. Toată zona face parte din portul vechi. Iar aceste clădiri, care erau cândva industriale, acum sunt modernizate în apartamente și costă foarte mult pentru că sunt cu vedere la Tamisa. Și sunt centrale și în același timp într-o zonă foarte liniștită. Un restaurant mai elegant decât altul, cu decoruri menite să atragă clienții. Iarăși, trebuie să știți că seara este foarte aglomerat. Acum este ora 4 după masa când filmez eu.
și din acest motiv este mai liber, dar la ora 6, când ies oamenii de la clădirile de birouri care sunt de jur împrejurul zonei, aici se aglomerează foarte tare. Au păstrat aceste decoruri care ne duc cu gândul la portul care era odată aici. O ancoră și ce lanț greu. O cârmă, o elice. Foarte frumoase. Asta este barca de poliție, pare că fac ceva antrenament. Iar în planul 2 se vede cartierul Canary Wharf, cel despre care am făcut vlog și vă povesteam că este proiectat și construit de românul Sir George Iacobescu. Aș vrea să știu ce soi de palmieri sunt ăștia care rezistă aici în Londra, unde este foarte frig iarna și plouă foarte mult. Sunt vechi de câțiva ani, cred că îi știu de acum 8 ani de când am fost prima dată pe aici. Adică ideea e că nu îi replantează în fiecare an, sunt tot ăia și uite că rezistă. Cum vi se pare, vă place? Încă mai mergem, nu am terminat. Vreau să vă arăt, să vă mai arăt ceva. Și anume, cum au păstrat ei clădirile vechi și cum le-au modernizat în apartamente. Este aici o zonă în care trecerea asta de la vechi la modern se vede extraordinar de bine. Mă impresionează. Na, ia uitați-vă. Clădiri vechi care au făcut parte din port. Dacă Tamisa e la reflux, putem vedea și noi ce e sub podul ăsta și ce elemente sunt vechi, acestea de lemn, și ce elemente sunt noi, cele de inox. Se pare. Mie îmi place foarte mult combinația asta de vechi cu modern. Ah, ce fain e, a dat soarele. Podul este mobil, căci se rotește în momentul în care vin aici embarcațiuni mai înalte. Oamenii ăștia care locuiesc aici pot veni acasă cu barca. Așa o ponton în dreptul fiecărui apartament. Foarte interesant. Oh, uite o bicicletă acolo, cine-o fi aruncat-o. În ce hal e săraca. Haideți să intrăm puțin în curtea interioară a acestor blocuri ca să vedeți cum este. Aici este, ăsta cu albastru este casa cuiva, sau firma, sau ambele, ceva de genul ăsta. A, dar hai să vă arăt ce balcon drăguț s-au făcut aici, în formă de barcă, ăsta. Balcon în formă de barcă. Pe aici intrăm în curtea interioară. Fără teamă că e acest public. Domnii merg în față, locuiesc aici. Se intră pe bază de interfon. Noi nu avem cheie, așadar ne continuăm drumul.
liniște și pace. Ia uite, gol. Oamenii sunt la muncă. Iar o să-mi comentez o doamnă. Am o doamnă la mine pe vlog, căreia nu-i place Londra. La fiecare vlog pe care îl fac, vine și comentează, zice că e urât și sinistru. Și o apucă depresia. Și să vedeți aici ce curte interioară, cât e de civilizat și de frumos amenajat. Ți-e mai mare dragul să stai aici. Că mulți zic, a, păi nu-mi place la bloc. Nu, mie îmi place la bloc, dar să fie așa. Minunată curte. Și clădiri transformate din clădiri industriale în locuințe. Poți să te plimbi așa 10 de kilometri și nu are nimeni nicio treabă cu tine. Asta e mașină pentru colete. Asta e o mașină de curierat. Da. Cam asta e. O să mă întorc pe faleză și mă îndrept către casă. Foarte frumos și liniște. La doi pași de Tower Bridge. Minunat. Poate se vede că geamurile nu sunt din PVC, sunt din lemn și, după cum arată, nu sunt foarte noi. Da, astea sunt din lemn și astea gri și albe sunt din metal. Vedeți? Sunt din metal. Nu s-au grăbit să pună PVC. Și aici ne spune că la ora 11 poarta se închide. Și mai poți să intri doar dacă locuiești aici și ai cartelă pentru interfon. Uite și aici interfon de acces în bloc. Uite, și astea-s de metal. Foarte interesant. Acesta a fost vlogul de astăzi. Vă doresc o zi frumoasă în continuare. Dacă v-a plăcut, vă rog să-mi dați un like și, cum spune Mihai, un subscribe. Pa, pa!